Sort, ho detto 3.000 che saranno episodio di Minecraft 1 vs 1 per server lo spam PvP. Dai, adesso penso giocare, non sono più mai chat, no, non ho mai postato prima in team, ma adesso non ho mai prima giocato di Minecraft, ma gioco mai CSGO, cam toată ziua. Deoarece vreau să intru o echipă de CSGO care e formată din Global și Supreme și am nevoie de rank minim Legendary Eagle. Și cum eu sunt Master Guardian Elite, trebuie să mai muncesc ceva la rank. Deci, da. Deci, o să mai am ceva de lucrat și îmi păstrează un loc acolo totuși. Stau acolo, mă așteaptă să vin, dar vezi că dacă într-o lună nu pot să fac Legendary Eagle, nu mă mai primesc. Așa că, da, eu o să fac Legendary Eagle, dar trebuie să mă grăbesc să joc mai mult. Așa că, după cum am zis, nu pot să filmez prea mult matchmaking pentru că trebuie să și vorbesc și nu mă pot concentra. Și nu prea pot, gen, să fac live-uri, că trebuie să vorbesc. Deci dacă vreți un live în care să fie mai liniște, să nu vorbesc deloc, atunci da, dar așa, gen, să vorbesc în continuu cum vorbesc, acum chiar nu pot. Pentru că nu o să mă concentrez, o să mor, nu o să iau pe tipii aia și da, what the fuck. De-aia nu prea am cum să fac live nici să filmez, așa că nu știu, o să mai pus la o săptămână, cam așa, vedeți că ultimul episod a fost acum o săptămână, deci o dată la o săptămână, cam așa, o să încerc să postez și eu, măcar să postez să fie ceva pe canal aici, să aveți și voi la ce să vă uitați, pentru că, așa, nu știu, dacă vreți, ziceți-mi, dacă vreți episoade de alea pe, ce prăfălăt este. Da, dacă vreți și episoade de genul să stau să vă zic salut așa la început și după să nu mai vorbesc de episodul, asta e treaba voastră, dar așa, uite ce nubi asta. Așa. Cum vreți voi, fraților? Cum vreți voi? Ziceți și voi în comentarii. Da. Da, acum oricum, după mai am cooldown puțin că am dat abandonare la meci, că am găsit un hacker și m-am crizat, m-am ofticat de fapt. Și mai am cooldown, deci zilele astea o să încerc să mai mult Minecraft când am cooldown, dar o să mă și antrenez pe CSGO pentru că nu pot să-mi pierd gen, na, antrenamentul, deci nu știu, dacă vreți episoade de antrenament la 1 versus 1, hai, că aia pot să fac, aia e mai ușor, dar opa, unde bă, băiețel, băiețaș, da. Și oricum vreau să-mi fac și echipa mea de CSGO, dar am zis că echipa aia, bă, mai bine mă duc undeva unde pot să dau și rank up, nu să găsesc. Că majoritatea gen sunt puțini din rang mare din România care să aibă gen peste legendarii. Bă, nu chiar puțini, dar totuși nu sunt cei mai mulți, adică nu sunt mulți care să aibă rang mare, știți? Adică nu găsești la tot pasul de la care zici, bă, jucăm un meci, da, ce rang ai, Legendary Eagle, nu găsești așa, știi? De aia, trebuie neapărat să maxez mai mult pe ceea ce îmi place, adică pe CSGO, să fac rang mare. Și după aia, după ce fac rang mare și intru într-o echipă, o să mă joc doar gen când joacă și ei, dar așa o să mă joc în mare parte și Minecraft, adică să filmez pentru voi, știți? De aia. Așa, hai să vedem, jucăm acum. Mai bossul că am stau după tine. Am ratat rodul ăla. Ăsta nu l-am mai ratat de tot. Opa, am încercat acolo să pun o fenestră, o pierd foarte mult. Iep, l-am luat. Da, o să încerc să mai fac live-uri și în weekendul ăsta. Poate o să fac un live, să habar n-am. Poate duminică ceva live, chiar habar n-am. De aia și oricum e mare diferență între Minecraft și CSGO, că în Minecraft trebuie să ajiți jitter click, dai nebun, știi? În CSGO nu, și de aia, mi tot îmi vine să las mouse-ul, să nu mai dau așa de repede click-uri și de aia atunci mă încurc foarte mult. Mi-a pus FNS-ul. Oricum, GG. Da, uite și statusul pe ăsta. 78%. M-a scăzut foarte mult. Da. Hai, bossulica. Nu știu, normal eu YouTube-ul fac nu pentru abonați, mai mult să-mi las amintirile pe YouTube, adică să văd și eu când o să fiu mai mare, să văd, bă, uite frate ce făceam și câte nebunii făceam eu când eram mai mic, știi? Dar mai bine mă axez pe ceea ce îmi place decât să fac chestia asta, știi, doar pentru a-mi păstra amintirile. Am destule amintiri și poze și genul. Și chestii de genul. Nu-mi trebuie acum să-mi păstrez amintirile pe YouTube. Mai bine păstrez amintirile într-o carieră, adică să joc și eu bine un joc, știi, și să știu că am realizat ceva, știi, decât să păstrez amintirile în niște videoclipuri pe YouTube, știi. Ok. Oh, 0.45. Nice. Filmăm. Măcar atâta să facă și OBS-ul ăsta pentru mine. Așa. Unde e, mă?
mare lucru, ceva și acolo mă iau. Da, și o să fac și pe Zen Gaming, o să fac niște episoade de 1 vs 1. Sau poate fac live pe Zen Gaming sau pe Kickback. Site-ul foarte șmecher, ne poți să câștigi skin-uri foarte ușor. Ai, foarte șmecher. Câștigi skin-uri destul de ușor. Eu am mai văzut și fac, o să fac un cuțit flip knife. Caser de avea să-mi iau, să fiu frate cu Jinzi, pai mă. Ia chiar Jinzi mai e în confă. Mai e în confă, Jinzi bun. Da, sunt confă cu Jinzi, da, el e pe mute. Ce dracu am făcut mă cu FNSO. Dar runda asta e câștigată de el, că trebuie FNSO. Na, GG. Da. Am dat pe mute că el se joacă Hearthstone. Asta are antic knockback, mi se pare mie? Ok, tot l-am pierdut. Eu pe m-ați activat hack-urile sau? Glumeam ce aveți. Iopa, iopa, mă friend. Opa, hopa, stai liniștit, mă friend. Stai liniștit. Da, m-o spama cu arcul acolo ca un căcat. Ok. Măi, ce căcat, o sunează iar. Bă, căcatule, stai liniștit, nu mai mă spama. Uai, urăsc copiii ăștia de 9 ani cu skin de ăsta cu des... Papă, stai. Ok, o să mă bată. Bă, ești prost. Arș la măta în pizdă. A, dacă mă ia corcos mort. De unde are mă să atâtea săgeți, ești prost? Ești prost, mă. Da. Deci, bă, cum ziceam. E bine, îmi urmesc cariera pe care o vreau eu decât să fac gen... Să-mi las amintele și chestii de genul. Adică, sincer, destul de prostie am făcut pe YouTube. Adică, am, na, să zicem, nu mă las de YouTube. Asta nu înseamnă că mă las de YouTube. Dar nu o să mai postez așa de des. Adică, 2 videoclipuri, 3 videoclipuri pe zi. Nu o să mai postez așa de des, pur și simplu. Dar videoclipul o dată la o săptămână o să meargă, da? Că oricum YouTube-ul tot rămâne pasiunea mea numărul 1. Și că eu fac YouTube dinainte să mă apuc de CSGO până la urmă. Dar, totuși, CSGO m-a atras mai mult. Deci, mai pe scurt, să zicem așa. Hai, my friend, hai, my friend. Nu fugi de mine, date. Chișetul meu. Mă duc rush era să zic pe el. Da, GG. Bă, fraților, sper că mă înțelegeți și pe mine că îmi urmez pasiunea și chestii de genul. Aveți team-ul meu în descriere dacă vreți să-mi dați ad să jucăm ceva CSGO sau dacă aveți rang mare să jucăm. Da, deci sper că v-a plăcut acest episod. Deci să mai ziceți și voi comandări în comentarii de ce să mai postez. Dar serii de-astea, gen Speed Builder sau The Bridges sau ceva, pentru că așa serii de-alea care se fac în fiecare zi episoade nu pot. De-aia, de exemplu, 1v1 trebuie spus în fiecare zi, că 1v1 e plictisitor, știi, și de-aia... Adică nu în fiecare zi, nu știu cum să vă explic exact, adică trebuie spus mai mult 1v1, știi? Și de-aia, nu, serii de-alea, gen The Bridges, care un episod mai lung, adică un episod ăsta 7 minute imediat se duce, știți? Deci un episod de jumătate de oră, o oră aproape, știi, de la gen UHC și alea postez, îmi găsesc eu o, sta pe o săptămână, o oră să postez, dar așa în fiecare zi chiar nu pot. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Lăsați-mi și voi în comentarii idei de serii, ce să mai fac, dar de astea care stuleze mult gen episodul. Adică, na, speedball de sala nu durează mult, dar pot să fac gen câte plus vreau, știi? De aia, dar așa, 1 vs 1, fac o oră de 1 vs 1, nu se uite nimeni la el, știi? Da, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!